Povestea mea începe în anul 1952, în vara lui 52, când tata mea a fost arestat politic, iar eu am rămas copilul străzii, al cartierului. Și așa am luat legătura cu mari comercianți din jurul meu, din cartierul Dej. Întâmplător m-am născut în cartierul Dej, care era un cartier comercial. Mulți evrei, mulți armeni, greci. Și în 52, în curtea nașului meu, era o familie de armeni, dintre care unul se numea Baruir Nesesian, și eu mă duceam lângă mașina de prăjit cafea și mâncam, luam câte o babă de cafea. Și armeanul mă invita să pun zahăr. Zic, o să ia cu zahăr. Și așa a început povestea cafelei. În timpul liceului m-am întâlnit cu armeanul respectiv. Era în Calea Victoriei 33-35, se numea Avedis Carabelaian. Și așa a devenit mentorul meu. El este cel care m-a învățat tot ce știu eu. Afacerea mea am început în anul 1971, chiar aici în Piața Rosetti, la 1 martie. În 2021, la 1 martie, fac 50 de ani de când mă ocup de treaba asta ca șef, ca maestru cafegiu. La început a fost cuvântul. Am scris o carte care a fost, practic manuscrisă de 1000 de pagini, se numește Confesiunea Cafegiu și a avut un succes foarte mare și acum am găsit mai bine. A apărut în 2008 și s-au vândut cam 130.000 de volume. Cartierul este un cartier deosebit de important al Bucureștiului. Cartierul face parte din lumea armeană. Aici au fost mulți cafegii armeni. Sunt de 50 de ani în Piața Rosetti. Asta înseamnă că am reușit să mă mențin la nivelul pretențiilor onorate clientene. Cafeaua este esența inteligenței, cafeaua te scapă de infern. Clement al VII-lea. Cafeaua este neagră ca dracu, amară ca păcatul, dulce ca dracul ăsta și fierbinte ca iadul. Napoleon Bonaparte. Ne aflăm în strada Radu Cristian numărul 6, sediul primului magazin gourmet și unic din România.